Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, avem imagini în direct de pe Arena 1 Mai din Slobozia, într-o zi de iarnă, dar generoasă pentru fotbal, 13 grade Celsius. Slobozia termină turul de campionat, prima parte a acestui sezon de Liga Secundă, pe prima poziție care permite jucarea unui baraj sau, de ce nu, promovarea directă. Slobozia Ceahlăul începe cu 30 de minute mai târziu decât restul partidelor programate astăzi. Această rundă este ultima din acest an. Campionatul în Liga Secundă se va relua în luna februarie. Așadar, Slobozia, una dintre pretendentele la promovare. Să vedem însă dacă va putea să o facă, pentru că e nevoie de investiții în infrastructură. După cum puteți observa, trebuie o investiție și aici pentru o prezență în prima ligă, dar sportiv, Slobozia, spuneam, pe primul loc, să spunem, de promovare, pe locul 3 în clasamentul Ligii Secunde, după Șelimbăr și Corvinul, dar primele două clasate nu au drept de promovare. Brigada de arbitri, Cristi Moldoveanu la centru, Claudiu Șchiopeț și Marian Carson sunt cei doi arbitri asistenți. Slobozia începe în formula Denis Rusu în poartă. Apoi o linie defensivă formată din Toma, Gabi Lazăr, Dmitro Pespolov și Constantin Toma. Coadă și Pacionel la mijloc, în fața lor Laurențiu Vlăsceanu, Ionuț Coadă, Serge Ecolo, în atacă Cristă Afana. Iată și echipa Ceahlăului cu Vasile Barna în poartă, Petkovic și Narj Alba și Fărăgău în defensivă, Onișa și Foris, mijlocaș central, în fața lor Savu, Pedro Albino și Azdren Lulacu, în atac Corteleții. Nici Ceahlăul nu stă rău după 14 etape. Una celor de la Slobozia la această pătrundere a lui Lulacu. Pune bine, bine umărul la Falna. Excelent, câștigă acest duel, întoarce și este faultat, deși cred că apucase să paseze. Mingea ajunsese la Andrei Dorobanțu sau... Oh, Doamne Dumnezeule! Of, Doamne! Incredibil! Oh, i-a rămas piciorul în pământ! Este nevoie de intervenția ambulanței. Ce accidentare oribilă! Ce accidentare oribilă! Am rămas fără cuvinte. Este oribil, mai ales pentru un sportiv să ți se întâmple așa ceva. Fără niciun fel de intervenție de la vreun adversar, pur și simplu. Încă nu știu despre cine este vorba, cred că e vorba de Petkov, sper să nu mă înșel. Frumos! Bravo, bravo! Așa se înfruntă greutățile. Dacă nu mai poate din teren, da, Vișinar, capitanul, capitanul Ceahlăului, care are
un ultim îndemn războinic înainte să fie transportat în ambulanță pentru coechipierii săi. Așa face un adevărat capitan. La recuperare, centrarea lui Toma, bună, gol! Incredibil cum e fotbalul. Ciaclăul își pierde capitanul și fix din acea fază primește gol. Slobozia deschide scorul prin Andrei Dorobanțu. Fază fixă, simplă. Este primul gol marcat de puștiul de doar 19 ani al Sloboziei, debutat încă de la vârsta de 17 ani la prima echipă. Centrarea perfectă, adevărată a lui Toma, ploată, turna. Ia să vedem, diagonală interesantă. Penalti. Penalti, Savu este lovit, dar aș vrea să revăd această fază, aș vrea să văd reluarea. Să vedem cine a ajuns primul la acea minge. Să vedem dacă a dat în vreun fel în minge jucătorul Sloboziei nou. Se duce kamikaze acolo Savu și ajunge înaintea lui Pospelov și iată șansă pentru Ciaclăul să egaleze în acest final de primă repriză. Un moment ceva mai tensionat, Lulacu a arestat mingea. Asta, cine bate? Corteleții bate. Invitați jucătorii în afara careului de 16 metri. Se reglează puțin punctul de unde se bate. Destul de mult noroi acolo. Rusu are, e un portar cu reflexe bune și cu multă experiență. Are 33 de ani, a jucat inclusiv câteva stagiuni în prima ligă. Scutură puțin și transversală. Apropo, în ultimele reglementări nu se va mai permite nici asta portarilor. De fapt, nu li se va mai permite să atingă vreo bară înainte de execuție, după ce au fost trimiși și după linia porții. Ia să vedem, Corteleții, spuneam, a jucat în Liga Secundă din Elveția, pregătit să execute. Rusu apără, ce vă spuneam? Ce vă spuneam? Nu e chiar atât de surprinzător că Rusu scoate acest penalt. Împinge bine în picioare, ghicește colțul și Slobozia rămâne în avantaj. Atunci cazonul arată bine dacă a fost și zăpadă. Recentrare în fața porții, Rusu, oh, ce paradă! Spider-Man, Denis Rusu, incredibil, ce reflex din nou pentru portarul Sloboziei. În această repriză secundă și un penalti apărat. Rusu a făcut 3 minuni astăzi în poarta Sloboziei. Reflex uimitor prins pe contrapie. Rusu o ține pe Slobozia în avantaj și dacă Slobozia câștigă, în mare parte îi se datorează acest lucru. Lasă Zucanović, prelungește Vășceanu și un sprint și o viteză mai bună a lui Cojocari. E un galben asumat, Cojocari însă continuă și centrare în fața porții, un dribling, gol! Atanase face 2-0. Unirea Slobozia foarte pragmatică, foarte eficientă, a omorât jocul în
vreo 70-80% din timp, dar a fost extrem de eficientă. O fază fixă în prima repriză și un gol pe contraatac în prelungirile reprizei secunde. Slobozia se impune cu 2-0. Nu poate să-i facă absolut nimic acolo Petkov lui Kojogari. Tricoul rezistă, nu se rupe. Și ce frumos preluare a lui Atanase și finalizare cu stângul sus. Gol frumos marcat și de Slobozia, e adevărat. A fost măgăruș făcut portarul Ceacleului aici, Barna. Frumos îl trimite la plimbare pe portarul advers, Atanase. Rezultat sau măcar scor nedrept pentru Ceaclăul. Ia să vedem Petre. Petre șutează, gol! Dar nu mai are timp Ceaclăul. Ce nebunie de final, de meci. La 20-30 de secunde după ce au repus de la centru cei de la Ceahlăul. Piatra Neam se reduce din diferență, a marcat pentru echipa oaspete jucătorul cu numărul 10, Patrick. Dintre trei adversari, Petre găsește colțul lung. Rusul, care a făcut minune astăzi, iată, nu reușește să păstreze poarta intactă în această partidă. Să vedem cât va mai lăsa Cristi Moldoveanu, probabil încă un minut peste cele 4. Și să vedem ce mai poate face.